Muzeul Porțile de Fier a fost inaugurat la 4 ani după ce întregul sistem Porțile de Fier a fost dat în folosință. La vremea aceea, descărcarea de sarcină arheologică a fost coordonată de Academia Română, având în vedere că era cel mai mare șantier din țară. În 1964 s-a deschis oficial șantierul la Porțile de Fier 1 și pe 16 mai 1972 a fost inaugurat în prezența oficialităților. Academiei Române i-a revenit sarcina de a face un studiu complex în zona porților de fier, pentru că urmau a fi inundate circa 3.500 de hectare. Apoi, din colecția bogată a Muzeului Regiunii Porților de Fier, în Muzeul Hidrocentralei au fost aduse numeroase vestigii care atestă că zona porților de fier a fost o zonă locuită cu circa 2000 de ani înainte de Hristos. Tot în muzeu există și vestigii din cultura Schela Cladovei, care atestă că zona era locuită cu 9000 de ani înainte de Hristos. O secțiune este rezervată insulei Adakale, care a fost înghițită de ape după crearea lacului de acumulare. Cu obiecte autentice pe care foștii locuitori ai insulei le-au donat sau muzeul le-a achiziționat în anii 1969-1970. Am încercat să facem un arc peste timp și în muzeul nostru am adus o moară din zona de nord a județului Mehedinți, de la Seliștea, pentru ca turistul să poată înțelege mai bine principiul de funcționare al turbinei moderne. Tot legat de Parcul Natural Porțile de Fier, în muzeul nostru putem admira parte din fauna zonei Porților de Fier. Parcul Natural Porțile de Fier are o suprafață de 115.655 de hectare și cuprinde 18 rezervații științifice cu protecție integrală. Parcul Național Porțile de Fier a fost declarat Sit Natura 2000. Pe suprafața Parcului Natural Porțile de Fier, care reprezintă 5% din suprafața țării, se întâlnesc 50% din flora și fauna României.